Magazinele din Bulgaria ar fi vorba, spun ei, despre o schemă prin care sunt păcăliți să plătească prețuri mai mari pentru produse, bani care ajung apoi în buzunarele angajaților. Cum e posibil lucrul acesta? Ne explică colega mea, Gabriela Mladin. Gabi, te rog! Bun găsit mai mulți turiști români s-au plâns deocamdată pe rețelele de socializare, cum sunt înșelați la plata cu cardul atunci când ajung în Bulgaria. În principiu, operatorii comerciali din această țară acceptă plata cu cardul, apoi susțin că aparatul nu funcționează și te pun să plătești cash. O româncă a relatat că a oprit într-o benzinărie unde suma de plată era în leva. În final, după ce a folosit cardul, i s-a spus că nu merge și a plătit în euro, mult mai mult decât trebuia. Un alt român a pățit la fel la plata vinietei. Peste tot, li se spune că nu funcționează pos calculând apoi în euro, iar suma reprezintă uh, mult mai mult decât trebuie. Sfatul românilor care ajung în Bulgaria și care au pățit-o este să evitați să opriți în această țară dacă nu aveți urgențe.